Basme în limba română. Prințesa Rose și pasărea de aur. A fost odată ca niciodată, într-un regat foarte îndepărtat, o frumoasă prințesă. Frumusețea ei era unică, deoarece avea un păr lung roșu și iubea trandafirii atât de mult încât toată lumea o numea Prințesa Rose. Toată lumea din regat o iubea. Câțiva copii au venit la ea cu buchete de trandafiri. Unul avea un buchet roșu, unul avea unul alb și unul avea un buchet galben. Prințesă Rose, ai cui trandafiri îi iubești mai mult? Ah, eu iubesc fiecare trandafir din lume, dragii mei! Și îi îmbrățișă pe toți gâdilându-i. Toți copiii au izbucnit în râs. În fiecare seară după amurg, Prințesa Rose ieșea pe balcon și bătea din palme. Vino, pasăre dragă! O pasăre de aur a zburat de nicăieri și s-a așezat la ea pe umăr. În clipa aceea, părul prințesei a început să strălucească, să se aprindă într-o lumină roșie strălucitoare. Aha! Drăgălașă și neastă împărată pasăre, îți place să te joci cu părul meu? Curând, pasărea a început să-i cânte o melodie încântătoare. Prințesa Rose s-a alăturat cântecului, iar toți cei din regat au adormit și au avut vise plăcute până în zorii zilei. Ah, ce voce dulce! Noapte bună, dragii mei! Vise plăcute! Astfel, anii au trecut. În fiecare seară, Prințesa Rose, alături de mica pasăre aurie, cântau un frumos cântec de leagăn, ca toți oamenii să adoarmă și să aibă vise plăcute până în zorii zilei. Până când, într-o zi, ceva teribil s-a întâmplat. O vrăjitoare rea a auzit despre Prințesa Rose. Prințesa cântă din nou și vrăjitoarea își astupă urechile. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Ah, nu-mi place de ea! E prea bună, prea drăguță! Vrăjitoarea cea rea a decis să o blesteme. Abracadabra, simsalabim! Culoarea trandafirului să pălească! Și părul prințesei Rose s-a transformat instantaneu în unul negru ca tăciunele. Oh, vai! Dar ce s-a întâmplat cu părul meu? Dar eu trebuie să cânt oamenilor mei, să-i adorm cu vise dulci. Dar și în acea seară, Prințesa Rose s-a dus la balcon și a bătut din palme. Dar când pasărea aurie a apărut, părul ei nu mai strălucea roșu. Oh, nu! Pasărea a cântat melodia sa încântătoare și Prințesa Rose a cântat cântecul ei de leagăn. Cu toții în regat au adormit. Dar în acea noapte, ei au avut doar vise urâte și coșmaruri. Vai, a fost atât de înfricoșător! Tot ce am văzut era întuneric! Și am văzut șerpi peste tot! Am văzut că mă înecam în ocean! Oh, sunt prea speriat să dorm acum! În ziua următoare, prințesa întristată a chemat pasărea și i-a spus despre grija ei și a cerut o soluție. Spune-mi, pasăre de aur, cum pot să fac din nou visele poporului meu la fel de frumoase până în zorii zilei? Părul negru în apă de trandafir! Hm? Păr negru în apă de trandafir? Va ajuta oare? Mă întreb! Prințesa avea dubii legate de acest sfat, dar cu toate acestea l-a respectat. Ea a umplut un bazin cu apă și a presărat petale de trandafiri la suprafață. Apoi și-a înmuiat părul în apa cu trandafiri și instantaneu s-a făcut din nou roșu. Vai de mine! E roșu din nou! Mulțumesc, păsărico! Mulțumesc! În acea seară, când pasărea s-a urcat la ea pe umăr, strălucirea radiantă și roșie a părului a luminat din nou cerul întunecat. Prințesa a cântat cântecul ei de leagăn și toată lumea din regat a adormit și a avut vise plăcute până în zorii zilei. Poftim? S-a întors? Vrăjitoarea cearea a fost atât de nervoasă că blestemul ei a fost rupt, încât a decis să îl arunce din nou. Ah! Acum îi
voi arăta puterea mea! Abracadabra! Simsalabim! Culoarea trandafirului să pălească! Și părul prințesei s-a făcut din nou negru ca tăciunele. Oh, nu! Nu din nou! Ce se întâmplă cu mine? Doar că de această dată vrăjitoarea a adunat toți trandafirii din întregul regat. Ea o văzu pe prințesa suspinând și era foarte fericită. Să vedem cum mai poți desface blestemul meu acum! Din nou, prințesa tristă o întrebă pe pasăre. Spune-mi, pasăre de aur, cum pot face visele poporului meu din nou plăcute până în zorii zilei? Iar pasărea a dat același răspuns ca și ultima oară. Părul negru în apă de trandafir! Dar nu a mai rămas nici un trandafir în tot regatul! Părul negru în apă de trandafir! Pasărea a ciripit și a zburat mai departe. Oh, te rog, nu pleca! Dă-mi o altă soluție, te rog! Prințesa nu știa ce să facă. Atât de mare a fost durerea ei, încât ochii s-au umplut de lacrimi, iar una din ele a căzut la sol. În acel moment, un prinț tânăr și frumos, care se oprise sub balconul prințesei, a scos o cutie mică și un singur fir de păr roșu dinăuntru. S-a aplecat și a așezat părul deasupra lacrimii prințesei. Apoi, un miracol s-a petrecut. Brusc, părul roșu s-a transformat într-un trandafir roșu. Ah, asta ar trebui să meargă! Prințul a ridicat trandafirul și l-a dus sus prințesei. Pentru tine, frumoasă prințesă! Ah, un trandafir! Cum l-ai găsit? L-am creat cu o lacrimă de-a ta și părul roșu. Fiind încântată, a luat trandafirul și și-a șters imediat lacrimile și i-a smuls petalele pentru a le adăuga în apa din bazin. Apoi, ea și-a înmuiat părul, iar blestemul a fost rupt. Toată lumea se minuna. O, ce magie! Tinere, unde ai găsit acel păr roșu? Stimat rege, când eu și prințesa eram copii, am ales un singur fir de păr din cap ca semn al loialității mele față de ea. Și ea a făcut același lucru, trăgând un fir de păr de-al meu. E adevărat, tată! Prințesa a confirmat și a scos afară o cutie mică. A deschis-o și a arătat un singur fir de păr din capul prințului. Toată lumea era încântată de aceste vești. Prințul și prințesa Rose s-au căsătorit în aceeași zi. Aflând că blestemul ei a fost rupt din nou, vrăjitoarea cearea s-a umflat atât de mult încât a explodat într-o mie de bucăți. No! În cele din urmă, trandafirii au înflorit din nou în fiecare grădină din regat. Și așa a fost în fiecare seară. Prințesa Rose cânta minunatul ei cântec de leagăn, astfel încât toți oamenii au adormit și au avut vise plăcute până în zorii zilei.